Hai să vedem ce spune doamna Maria Frâncu, pentru că este acum la telefon, este inspector al compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei Drăgușeni. Bună ziua, doamna inspector! Bună seara, bună ziua! Presupun că ați aflat despre această situație și vrem să vă cerem un punct de vedere. Dumneavoastră fiind incinta primăriei și aparținând de primăria locală, sunteți mai aproape de comunitate. Știți și lucruri care poate nu s-au spus aici. Știți ce spun vecinii, știți care e faima oricărui om sau oricărei femei în comună. Ce știți despre această poveste? Care este adevărul? Da, deci îl cunosc personal și pe Tudorel, o cunosc și pe soția dânsului, sunt niște tineri, la început de drum, cu un copil frumos. Acum știu că au și al doilea copil, o fetiță, de 2 săptămâni, să le trăiască. Da, la noi este cunoscut situația lor din 2018, de când, la fel, au avut neînțelegeri, certuri între ei și Tudorel a venit și ne-a dat o declarație că are probleme. Am chemat-o și pe soție, care și aceasta ne-a spus părerea ei. Era plecată la acel moment de la locuință la mama ei. Pe ce motiv? V-a întrebat pe ce motiv pleacă atât de des de acasă cu ambii copii? Sau cu unul? Sau singură? Da. Se ceartă. Se ceartă. Nu că nu ar avea ce să mănânce sau unde să doarmă. Că ei au o casă frumusică făcută împreună în curtea părinților lui Tudorel. Dar spuneți-mi, doamna Frâncu, e adevărat că ea a fost într-un centru pentru mame abuzate? Adică Tudorel ar fi abuzat-o fizic, verbal? Ce știți dumneavoastră din cum îl cunoașteți pe el? Tudorel are un comportament, are o putere tot timpul. Sună, insistă, este un om foarte insistent. Nu știu dacă este violent cu doamna, dar o posesivitate destul de mare. Valentina mereu mi-a spus că ea are nevoie de liniște. Vrea mereu mai multă liniște. Da, eu înțeleg asta, dar dumneavoastră înțelegeți și dreptul unui tată de a-și vedea copilul și mai mult decât atât, ei nu sunt divorțați. Nu există niciun dosar pe rol în instanță pentru divorț sau pentru custodia copiilor. Ei sunt căsătoriți legal și au drept comun de a asupra copiilor. Doamna Frâncu, iertați-mă. Vă rog, dați-mă. Eu tot n-am înțeles. Da. Cine are dreptate? Că nu trebuie făcută mare anchetă. Că e totuși o comunitate mică, dumneavoastră lucrați acolo, locuiți acolo. N-am înțeles cine are dreptate. Adică de ce nu-și poate vedea acest tată care ne sună? Eu mă gândesc că dacă ar fi atât de vinovat, nu s-ar expune și n-ar suna la o emisiune. Să zicem că s-ar expune, da. Să spunem, vreau să-mi văd copii, are totuși un copil. Adică domnul Tudorel vine cu niște argumente. Dacă îi ascultăm pe amândoi, să știți că fiecare are dreptate în partea lui. Doamnă, asta este cu rabinul care și tu ai dreptate și tu ai dreptate. Aici e vorba de doi copii și de doi părinți care nu se mai înțeleg. Și de copii care nu pot trăi cu ambii părinți, deși ei nu sunt separați și un tată vrea să trăiască cu copiii lui. Cum facem să-l ajutăm dacă el este nevinovat? Adică dumneavoastră ce știți? Cine-i vinovatul? Cine are dreptate? Domnul Tudorel, pe de-o parte, care vine și spune n-am atins-o, s-a dus de nebună la centru. Nu știu despre viața. Ea spune, el este un derbedeu care, uite, m-a alungat, de-a trebuit să mă duc la centru. Cine are dreptate? Că locuiți acolo, spuneți că știți cazul. Da, noi locuim într-adevăr aici cu dânsii, dar v-am spus, am ascultat-o și pe Valentina. Ea este o femeie blândă, blajină, atentă cu copilul. Eu așa am văzut-o mereu. Dar este... Doamna Frâncu, știați că Valentina urmează un tratament psihiatric? Nu. Și că dacă nu și-a tratamentul, are anumite tulburări de comportament? În 2018, când au venit prima dată la noi, a spus că a făcut un tratament. După naștere a avut o depresie. Așa s-au exprimat. Nu am cunoștință că e un tratament de lungă durată, că este în evidență la un medic de specialitate. În orice caz, nu există acte care să ateste că iar avea o problemă psihiatrică. Noi nu am avut acte. Dar atunci, cum facem să rezolvăm problema celor doi? Pentru că sunt doi copii privați de dreptul de a sta și cu tatăl lor. E un soț care își acuză soția și de părăsirea domiciliului conjugal, cu tot cu copii.
Adică el, soțul, dacă e nevinovat, cum face să aibă parte de familia pe care și-a creat-o? În casa pe care au construit-o împreună? Și înțeleg, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați ascultat vreodată și pe copilul de 4 ani, că din ce spune tatăl... Asta vreau și eu să întreb. Copilul dumneavoastră de 4 aveți ani voie plânge. Să stați de vorbă cu... Da, copilul de 4 ani plânge ori de câte ori tatăl pleacă sau lasă cu mama. Copilul spune, tată, nu mă mai lăsa ajutor. Da, copilul vrea și pe mamă și pe tată, doamnă. Copilul îi ține din mânuță când sunt împreună și pe mamă și pe tată. Să știți, el este la mijloc, copilul. Și atunci, doamnă, dacă e copilul ăsta care îi ține de mână pe amândoi, tot n-am înțeles. De ce să ceartă și cine are dreptate? Ei știu, domnul Bălan, eu nu am putut. Le-am recomandat o consiliere psihologică la Direcția de Protecție a Copilului. Au un manager de caz, doamna Maria Munteanu. Au fost chemați. Când au zis că să duc, când au vrut unul, nu au vrut celălalt. Nu mai știu exact finalul, dacă ei au reușit să ajungă la un numitor comun acolo. Am înțeles. Deci știi ce am înțeles și eu? Ce ai înțeles? Am înțeles așa, că este o liotă de funcționărași care iau bani de la stat și iau bani frumoși și care habar n-au pe ce lume trăiesc. Trăiesc în aceeași localitate care bănuiesc că e mică. Nu vă supărați, doamna Frâncu, și dumneavoastră, și managerul de caz, și managerul de la primărie, și așa mai departe. Doamna Frâncu chiar a fost la ei acasă, a făcut anchetă socială. Păi dacă degeaba a fost, dacă habar n-are. Probabil că sunt niște certuri conjugale, că înțeleg că nu e prima oară când se întâmplă între ei, ar fi vrut să divorțeze. Deci eu asta înțeleg, că sunt niște funcționari care iau bani. Eu n-aș generaliza, pentru că acum, dacă nu e dovedit că Tudorel ar fi lovit-o, dacă ea pleacă pentru că are momente în care simte că e mai bine acasă la mama decât cu doi copii care să te bată la cap toată ziua. Femeia asta a plecat, cu un copil de o lună din casa ei, de lângă soțul ei. Da. Femeia asta a plecat din două motive. Ori nu și-a luat tratamentul, ori este tratat atât de rău acolo acasă, încât și-a luat copilașul la sân și a plecat. Ce e așa de greu de păi descoperit? Poate să fie prima variantă și atunci ce vină are Tudorel, dacă nu și-a luat tratamentul? Păi nu știm, că întrebăm partea a treia, adică protecția copilului și celelalte, care habar n-au. Și unul are dreptate și celălalt are dreptate. Pentru acești... Și atunci, doamna, dacă au amândoi dreptate, de ce stau despărțiți? Nu lasă unul de la celălalt. Eu ce să li fac? Unul este mai ambițios decât celălalt. Ea, v-am spus, vrea mereu liniște, să simte ea că este prea dovedită de Tudorel cu ceea ce face în casă, că zice că o urmărește tot timpul, că nu face bine un lucru, altul. Între dânsii sunt problemele. Între cei Tudorel, ești un om pisălog și de asta n-a mai putut soția ta să stea? Eu nu pot. Pisălog, posesiv, care vrea să controleze totul. Dacă e muncă și seara vine acasă, dar... Nu, niciodată, nu că îi spuneam că nu făcea mâncare, nu făcea curățenie și vinea copilașul seara că veneam de la muncă, vinea tati, mi-e foame, dar n-ai mâncat, puiule? Păi n-am mâncat, păi de ce n-ai mâncat? Când a venit, nu făcea mâncarea, făcea la 10, mâncam și la 10 jumate. Tudorel, tu câți ani ai? 34. Și soția ta câți ani are? 26, face. Mulți înainte. Bun, poate că și prea devreme, că uite, deja are deja doi copii la 26 de ani, cel mare are 4 ani, deci ea pe la 21 de ani deja rămânea însărcinată. Acum, cu răbdare Mirela, se învață toate, Tudorel. Pisălog, zic mereu puțin. Da? Dacă era așa pisălog, ce caută totuși la centru unde se refugiază mamele abuzate? Ce a abuzat-o cu pisălogeala? Nu știm. Fiecare are o toleranță mai mare sau mai mică. E relativă situația. Habar n-am. De ce Tudorel, s-a dus tot acasă? Oricum, vă dați seama, noi de aici oricum nu putem rezolva nimic. Tocmai de aceea îi mulțumim doamnei Maria Frâncu și chiar o rugăm să facă ceva în sensul în care copiii să aibă parte de ambii părinți. Sau să aibă timp pentru asta. Am discutat cu el de N ori. I-am spus să mai lese de la el, să încerce să întâlnească cu ea, numai ei, să plece undeva împreună, să caute, să găsească o cale de comunicare. Tudorel, vă mulțumim tare mult, doamna inspector. Tudorel, vreau să te întreb așa, ce ai de gând să faci în situația asta? Ea nu mai vrea să vină, că zice că nu se mai simte bine, vrea să aibă liniște. O vei da în judecată pentru faptul că nu-ți permite să-ți vezi copiii? Acum suntem în divorț, deci suntem în divorț, de aceea a deschis divorțul și eu am deschis pentru cu soția copilul, dar nu ne-a judecat fiind pandemia care s-a amânat toate procesele.
Și tu în continuare, în acest timp, nu poți să-ți vezi copiii. Deci nu pot. Deci de luni seara nu știu absolut nimic de copilaș. Deci copilașul când l-am dus sâmbătă acasă plângea foarte tare. Tati, nu vreau, tati, te rog frumos, nu pleca. Am sunat luni seara, copilașul era răgușit de plâns și plângea. Și zicea că tati, vino la mine. Te rog frumos, vino la mine, tati. Deci, eu sunt convinsă că instanța va rezolva situația asta și că dacă e așa cum spui tu, vei avea parte clar de dreptul de a-ți vedea copiii. Eu însă am o rugăminte la socrii tăi, la părinții soției tale, care cu siguranță ne urmăresc, pentru că soția ta nu dorește să dea un punct de vedere, să înțeleagă situația, că ce e între soți rămâne între soți, dar niciunui părinte nu îi se poate lua dreptul decât în niște condiții grave. Deci, domnul Tudorel, acum, când se termină emisiunea, poate să ducă să-și ia amândoi copiii. Da, dumneavoastră, tu, Tudorel, ai dreptul să mergi acum la socri și să-ți vezi copiii. Și chiar rugăm socrii. Socrul nu se poate opune. Iar socrul nu are niciun drept să-i refuze tatălui dreptul de a-și vedea copilul. Dacă Valentina nu mai vrea să te vadă, să plece în altă cameră și să te lase pe tine, să stai cu copiii tăi, să poți să-l iei pe băiatul tău de 4 ani la tine, să stai cu el zile întregi, pentru că cel de 4 ani înțelege altfel lucrurile, are nevoie de tine. Iar pe fetița de 2 săptămâni, că e abia născută, sigur că nu o poți lua, dar cu siguranță o poți vedea zilnic. Eu cred că acest drept al tău nu poate fi în acest moment interzis, tocmai din lipsa unei sentințe finale judecătorești, așa că tu, cred, ai toate drepturile să-ți exerciți dreptul de părinte asupra copiilor tăi. Rog pe socrii tăi să înțeleagă acest lucru, că ceea ce fac ei este o ilegalitate și chiar o să te rugăm, Tudorel, dacă nu vei fi lăsat să-ți vezi copiii, să suni la poliție, la 112 și poți să ne suni pe noi din nou și neapărat să suni la protecția copilului și la asistență socială, la doamna Frâncu. Am sunat la poliție, deci nu pot să... Poliția a zis că nu face nimic. Am mers cu hârtie de la judecătorie, am avut ordonanță prezidențială, că am deschis ordonanță prezidențială anul trecut în octombrie. Deci tu te-ai luptat, ai făcut tot felul de proceduri. Și nu mi-a dat. Mi-a zis că să-l văd, scrie, că să-mi lese copilul la mine, să-mi lese treptat la mine, dar nu scrie când, că la 2 săptămâni. Am mers la poliție cu hârtia respectivă, poliția mi-a spus că nu are ce să-mi facă, că nu scrie. Că la... Bun, deci tu te lupți pentru copiii tăi și se vede lucrul normal, ăsta. Și eu cred că prin înțelegere și vorbă bună, copiii au dreptul să crească cu ambii părinți. Uitați-vă la suferința băiețelui de 4 ani care vrea și cu mami și cu tati. Absolut, bun, și copilul să mai crească și să fie întrebat în tribunal cu cine vrea să stea. Mulțumim tare mult, îmi pare nespus de rău, Tudorel, de această situație. Sperăm ca apelul nostru să fie ascultat și ne bazăm și pe doamna inspector Frâncu, că va face tot ceea ce e posibil pentru ca tu să ai dreptul de a-ți vedea copiii cel puțin zilnic, dacă nu chiar să-i și iei la tine atunci când va fi posibil. Vă doresc multă sănătate, multă putere și sper să ne dați vești bune. Mulțumesc!